Expoziția în această săptămână și de săptămâna viitoare este dedicată, bineînțeles, sărbătoririi a 100 de ani de la crearea statului național unitar România Mare. Marele ideal național al românilor a fost realizat în contextul izbunirii primului război mondial și al evenimentelor desfășurate după acesta. Astfel, în urma luptelor eroice ale armatei române din zonele Mărăș, Mărășești și Oituz de 1917 și apoi din frontul de vest, ideea creării unui stat național unitar al românilor a apărut odată cu dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar. În aceste condiții, o parte din românii din Transilvania au creat Consiliul Național Român, sub conducerea lui Vasile Goldiș, care a propus crearea unui stat național al românilor. Alte inițiative asemănătoare au fost Congresul Național al Românilor de la Paris, condus de Tache Ionescu, precum și în Bucovina, Congresul Românilor. De asemenea, aceste astfel de organisme au apărut în toate teritoriile locuite de români. Evenimentul mare s-a soldat cu Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918, în care, prin urma rezoluției adunării redactate de către Vasile Goldiș, a fost semnat actul unirii românilor cu într-un singur stat național, document care a fost ratificat mai târziu, pe 24 decembrie 1918, de către Ferdinand I, regele României.